Unii au stat la căldură, alții au dat la zăpadă în Târgoviște. Printre cei care au rămas acasă, se numără și această femeie de 54 de ani. Susține că suferă de mai multe afecțiuni și frisoane. Frisoane? Care îi taie cheful de muncă. Dacă sunt bolnavă, cum să mătur? Sunt bolnavă. Vă sunt o perioadă de două ori de ferii, de ferii, sunt bolnavă. Am dâne, cum să spune, frisoane, tensiuni mari, sunt bolnavă. Și trebuie să mă muncesc eu. Nu m-am dus niciodată. Dacă muncesc, mă ia căldurii, temperaturi, frezoanii. Nu pot să muncesc. Sunt bolnavă. Mă ia capul, mă ia frezoanii, frezoanii. Cum legea îi obligă să muncească în folosul comunității, oamenii au adus adeverințe medicale că nu pot face efort. Așa cu o scutire mai scăpați. Păi, mai scăpați eu dacă nu fac treabă. Dacă sunt bolnavă, bătrână, am și 54 de ani. Pot să muncesc, cât pot să muncesc. Și sunt și eu pe adă de 3 luni de zile. Sunt bolnavă. Și tot am venit.